Iar aceasta vreau să uh, continuăm în Ioan 15 de duminică Și să vă invit, cum am mai făcut în seriile acestea în ultima vreme În bucătăria unui predicator și să studiem împreună Deci nu luăm o predică gata, pregătită nu Ci pur și simplu vrem să ne aplecăm asupra textului Să observăm, să interogăm S-ar putea ca să plecăm în această seară, sau să plecați în această seară, poate cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Asta este un lucru bun când pleci cu întrebări, că până la urmă, dacă ai întrebări, există o șansă să găsești și răspunsuri. Dacă nu ai niciodată nicio întrebare, cu siguranță nu vei afla niciun răspuns. Da. Duminică ne-am uitat la această porțiune din Ioan 15, versetul 1 și 2. Și am văzut ce înseamnă adevărata viță. Am văzut că se creează un contrast între Israelul etnic și Hristos. Am văzut că vine un moment. Cumva am, am sugerat lucrul acesta că această tăiere despre care se vorbește este o tăiere, într-un fel, punctuală, istorică. A aș sugera, poate, și o altă redare a textului. El va tăia da, din mine orice mlădiță și am arătat faptul că Domnul Isus, în mod clar, se referă, în primul rând, la Israel și domnul Isus la uh, vița prototipică și el ca și adevărata viță, vița veritabilă și că uh, din Vechiul Testament lucrul acesta este clar, tematica aceasta este clară și că vine un moment, vine un moment în care Dumnezeu a rânduit ca vița prototipică să fie tăiată, uh, să fie tăiată și să înceapă o nouă o nouă lucrare și acea nouă lucrare este prin Domnul Isus Hristos și din Noul Testament știm că aici este vorba despre uh, biserica care uh, acum îl reprezintă pe Hristos uh, și am văzut duminică seara că acum vița da, uh, care este Domnul Isus Hristos este reprezentată prin biserică, dar nu este biserica. Vreau ca să fie foarte clar. Unii poate au avut o confuzie despre asta. Nu este Israel pe de-o parte și biserica pe cealaltă parte. Este Israel, vița prototipică și Hristos, vița adevărată. Da? Noi suntem o reprezentare a lui Hristos. Noi suntem reprezentanța lui Hristos, ambasadorul lui Hristos, dar noi nu suntem din punctul ăsta de vedere vița, cum era Israelul vița. Noi suntem lădițele. Noi suntem mădularele în trupul lui Hristos. Și biserica vizibilă, da? Biserica vizibilă, într-un fel, este un paralel cu Israel, în sensul că nu toți cei care erau din Israel erau cu adevărat Israel, da? Și nu toți cei care fac parte dintr-o biserică și pretind că sunt din Hristos, sunt cu adevărat în Hristos. Diferența este că în trecut, dacă te uitai la Israel și ziceai, asta e, asta e vița Domnului. Da? Uh, și, și ceva nu e ok aici, aduce struguri sălbatici. Da? Astăzi nu e corect ca să te uiți în același fel la biserică și să zici, asta este vița. Nu, Hristos este vița. De aceea când vorbim despre faptul că uh, adevărata viță va aduce rodul garantat, vorbim despre Hristos. Nu vorbim despre vreo biserică locală, nu vorbim despre biserici, biserice din România, nu vorbim despre un cult, vorbim despre Hristos. Da? Hristos este adevărata viță și din adevărata viță din Hristos în mod garantat va veni rodul bun. Da? El nu va eșua, nu va falimenta. Și ne-am uitat la aceste versete și am arătat din Vechiul Testament și și din Noul Testament că despre aceasta este vorba. Acum, un pericol când predici expozitiv și când încerci ca să explici verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, este ca să te pierzi cumva și să nu mai vezi pădurea din cauza copacilor. Da? Adică să fii foarte în amănunte și să nu vezi toată povestea. Și în seara aceasta vreau ca să luăm un pas înapoi și să ne uităm cumva la contextul un pic mai lărgit, să mergem un pic înapoi și un pic după aceste două versete și să vedem că și din contextul imediat e clar că despre asta e vorba. Nu uh, am impus noi, n-am importat noi o paradigmă a interpretării uh, din afara textului și acum zicem ok, eu cred că aici e vorba despre tăierea Israelului, hai să găsesc niște texte. da? Și să vedem că și indiciile interne fac lucrul ăsta foarte, foarte clar pentru noi uh, și în călătoria aceasta cumva deasupra Textului, de la o distanță mai mare, să ne punem și alte întrebări, să încercăm să găsim și alte lămuriri, să fie mai clar contextul pentru, uh, pentru noi. Din punctul de vedere, vrem ca să mergem uh, înapoi un pic și să începem din Ioan, capitolul 14. Ioan, capitolul 14 face parte din același uh, discurs, din aceeași secțiune, dacă ar fi ca să împărțim cumva. Evanghelia după Ioan în secțiuni, am putea să că ne aflăm într-a într -a treia secțiune. Prima ar fi uh, anunțarea uh, Domnului Iisus Hristos, da, identificarea Domnului Iisus Hristos. A doua ar fi lucrarea Domnului Iisus Hristos uh, din punct de vedere de autentificare, da, toate minunile Lui. Uh, și acum deja suntem în ultima parte care este cumva uh, partea finală și aici deja Domnul Isus este la momente de a uh, săvârși jertfa lui de ispășire și avem acest dialog, discurs, dialog, dar într-un fel este și discurs și dialog între Domnul Isus și ucenicii lui. Ne aflăm, cronologic vorbind, dacă vă uitați în scripturile voastre, ce s-a întâmplat imediat înainte de aceste versete la care ne vom uita acum, capitolul 14, de fapt, capitolul 13, care e evenimentul major imediat înainte de începerea acestui discurs? Cina. Cina, da? Spalarea picioarelor. Se întâmplă acolo un moment destul de traumatic, da? Ce se întâmplă la cina Domnului care a fost tulburător? Iuda, da? Iuda acum este, este descoperit și ieși afară. E, e interesant și cred că e important de notat că în contextul acesta nu mai avem un mix, un amalgam. Da? La un moment dat Domnul Iisus spune că eu v-am ales pe voi toți, pe cei 12 și unul dintre voi este un drac. Dar dracul acum nu mai este. Da? Și acum Domnul Iisus Hristos le dezvăluie niște lucruri foarte importante și îi pregătește pentru ceea ce urmează să vină. Da? Odată ce Iuda a fost demascat Odată ce este clar cine sunt adevărații uh, ucenici. Nu este clar poate 100% pentru ei, ei își vor da seama din ce în ce mai mult și va deveni din ce în ce mai clar, la fel cum ceea ce se întâmplă aici nu este clar pentru ei uh, uh, chiar în aceste momente și Domnul Isus chiar le spune uh, la un moment dat că ei nu o să înțeleagă că nu pot duce tot ceea ce El are de spus, dar după ce va săvârși ce are de săvârșit, după ce se va pogorâ Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îi va conduce în tot adevărul și toate lucrurile acestea vor fi deslușite pentru ei. Da? Deci avem cina, avem demascarea lui Iuda, este evident, Domnul Iisus comunică ceea ce urmează să se întâmple din toate punctele de vedere, inclusiv prin cina Domnului, comunică verbal, o comunică vizual, este clar, da? acesta este trupul meu care se frânge, pentru... este clar ce urmează. Pe lângă asta, trădătorul este demascat. Deci, tensiunea devine din ce în ce mai, mai mare și Domnul Isus acum mai pregătește pentru ceea ce urmează ca să vină, și ceea ce urmează ca să vină nu este doar moartea Lui. Este un aspect major, dar Domnul Isus, în acest discurs, îi pregătește pentru mai mult decât doar atât. Și în capitolul 14, Domnul Isus le spune despre venirea Duhului Sfânt. Și acest text, în capitolul 14, despre venirea Duhului Sfânt, este în paralel sau este în legătură, vom vedea imediat, cu ceea ce se spune despre tăierea viței. Țineți minte că am zis că acest discurs. Este un fel de vorbire metaforică, am putea să o numim o alegorie, dar alegorie poate că n-ar fi cuvântul corect. Este un fel de discurs metaforic, deseori întâlnit în literatura rabinică, deseori întâlnit în învățătura rabinică. Cei care ascultau, adică ucenicii, ar fi fost obișnuiți să gândească în felul acesta. Noi, în mintea noastră vestică mai rigidă, mai logică, încercăm să avem relații unul la unul. Când noi discutăm, da? Încercăm să avem ok, punctul 1 corespunde cu punctul A, punctul 2 cu punctul B. Tot trebuie ca să fie corelat, așa foarte simplu. În mintea estică, lucrurile nu stau așa. Ei erau obișnuiți de a gândi într un fel mai complex, da, într un fel mai metaforic. Și Domnul Isus folosește multiple imagini, multiple evenimente, multiple idei pentru a comunica un total. Și totalul acesta este un fel de prevestire, cronologia ceea ce urmează ca să se întâmple. Și în capitolul 14, de la vestul 15, Domnul Iisus începe și vorbește despre venirea Duhului Sfânt înainte ca să vorbească despre din viță și vreau ca să vedem în seara aceasta cum aceste două sunt, uh, sunt corelate. Da? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt apărător. Eu trebuie citesc din noua traducere, uh, până la urmă vom studia împreună ambele, și noua traducere, și Cornidescu la un moment dat au anumite probleme de uh, textuale, anumite probleme de traducere, ne vom uita. Vom încerca să ne uităm și la alte traduceri, la GBV sau la alte traduceri, ca să încercăm să săpăm cât mai adânc. Este un text foarte complex și un text foarte complex și din punct de vedere al limbii originale. Este un text greu de tradus, da, foarte greu de tradus, dar vom încerca ca să-l să facem cât mai, mai clar. Dacă aveți Cornelescu, mare parte este similar, nu cred că va fi greu de urmărit dacă nu urmăriți pe ecran. Da? Un alt apărător care să fie cu voi în viac și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi, încă puțin și lumea nu vă mai vedea, însă voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, voi în mine și eu în voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, iar eu voi, îl voi iubi și mă voi arăta lui. Da? Deci, haideți să ne uităm prima dată la această primă secțiune din studiul nostru. Este promisiunea Domnului Isus despre trimiterea Duhului Sfânt. Și vedem uh, câteva aspecte. Deci primul lucru este că Domnul Iisus uh, pune cumva această condiție și adică dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Da? Adică Domnul Iisus spune, uh, există un, un test aici despre dragostea unui ucenic și testul nu este doar declarația verbală. Testul este dacă trăiești ceea ce spui. Este foarte ușor. Oricine poate să spună Doamne, Doamne, da? Oricine poate ca să facă declarații de credință, declarații de dragoste la adresa lui Dumnezeu. Vom vedea, în, în timp ce continuăm studiul nostru, că a păzi poruncile lui Dumnezeu în acest context și a, a, a face parte din această lucrare care se va face prin pogorârea Duhului Sfânt, va fi extrem de costisitor. Domnul Iisus nu vrea doar să-i pregătească pentru faptul că dacă, de exemplu, vor fi niște oameni decenți, lumea se va uita urât la ei. Da? Miza este cât se poate de mare. Ceea ce Domnul Isus îi, pentru ceea ce Domnul Iisus îi pregătește este deosebit de drastic da? și ca atare a păzi poruncile lui Hristos, a fi a lui Hristos cu adevărat, a-L iubi pe Hristos cu adevărat, va fi extrem de costisitor. Pe ucenici îi va costa Totul. Da? Și istoria ne arată că până la urmă toți au sfârșit ca și martiri. Toți, ca... toți au avut un preț, de, un preț de plătit. Și în fiecare generație există un preț de, de plătit. Nu există uh, un fel de credință ieftină. Nu există o credință adevărată unde uh, nu va fi un preț de plătit. Asta trebuie înțeles de credincioși și adevărați. Prea mulți oameni sunt mințiți astăzi spunând că dacă te pocăiești, viața instant devine mai ușoară. Nu. S-ar putea ca viața să devină mai grea. Și s-ar putea, vom vedea, ca cei care te persecută, ca cei care te hulesc, să fie chiar aceia care pretind că sunt credincioși. Care pretind că sunt de partea lui Dumnezeu. Și a sta aproape de Hristos, a asculta de poruncile Lui, să te coste de multe ori, inclusiv acele relații cu oameni care pretind că sunt frații tăi în Hristos. Da? Care pretind că sunt frații tăi de, de credință. Și El spune, dacă cu adevărat, mă iubiți, atunci se va vedea lucrul acesta prin faptul că veți păzi poruncile mele și oamenii aceștia care îl iubesc pe Hristos și păzesc poruncile lui vor avea o părtășie specială cu Hristos și această părtășie specială se va întâmpla prin Duhul Sfânt. Da? Duhul Sfânt care... Încă nu s-a pogorât, da? Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu era activ, asta nu înseamnă că uh, Duhul Sfânt uh, nu lucra. Uh, din contra, vedem lucrul acesta pentru că în textul nostru ni se spune că, uh, vedem că ni se spune că Duhul Sfânt care rămâne cu voi, da? Și ce se va întâmpla? Care va fi uh, schimbarea? Și va fi în voi, da? Deci este o, 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 schimbare de grad. Lucrarea Duhului Sfânt acum va fi amplificată, va fi desăvârșită. Deci când vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la cinzecime și vorbim cumva despre era sau dispensația Duhului Sfânt în care predomine lucrarea Duhului Sfânt, aia nu înseamnă că în trecut Duhul Sfânt a lucrat. Da? Vedem peste tot în Vechiul Testament că este Duhul Sfânt care lucrează. Da? Psalmistul spune, nu lua Duhul tău de la mine. Da? Deci, cum, adică, ce se întâmplă? Pe acolo el, el vorbește despre uh, uh, prezența Duhului Sfânt în viața lui și despre faptul că, din cauza păcatului, el nu mai uh, simțea acea prezență, da? Uh, foarte similar cu felul în care noi am vorbit, de exemplu, astăzi despre întristarea Duhului Sfânt prin păcatul nostru și despre faptul că, atunci când întristăm Duhul, nu simțim uh, plinătatea Duhului, nu simțim bucuria care vine prin Duhul, da? Deci, Duhul Sfânt. Și, de asemenea, întreaga Trinitate este prezentă de la creație și până la sfârșit. Dumnezeu întotdeauna lucrează în, în Trinitate. Fratele Andrei, de exemplu, are foarte multe diagramări frumoase postate pe internet, unde arată în verset după verset după verset prezența Trinității în uh, toate lucrările și mai ales în lucrarea mântuirii. Foarte important de înțeles. Există întotdeauna o unitate în Dumnezeu Triunic și în lucrare, da? Ceea ce se întâmplă aici, pentru cei pregătește Domnul Isus, este această lucrare specială, acest început de lucrare specială a Duhului Sfânt, care noi o cunoaștem acum că s-a întâmplat sau a început la 50, de da, la Pentacost, și Domnul Isus le spune că vor primi acest alt apărător, adică Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi. Da, Pentru că nu-l nu cunoaște, nu-l vede, e imposibil ca să-l primească. Da? Deci e imposibil pentru lume. Mi se pare ceva uh, absolut fascinant uh, felul în care Domnul Iisus vorbește. Deci el spune, voi îl veți primi, da? lumea nu poate. E imposibil. Ei deci nu au cum să perceapă ceea ce se întâmplă. Și vedem că la uh, 50 și după ce Biserica este instalată și începe lucrarea Duhului Sfânt, uh, Răspunsul lumii este respingere. Răspunsul natural al lumii este respingere. Nimeni nu poate ca să primească lucrarea Duhului Sfânt. Nimeni nu poate ca să vadă frumusețea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, decât printr-o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, da? Este imposibil. De ce? Pentru că lucrurile acestea trebuie percepute, judecate, duhovnicește. Și un om care nu este duhovnicesc, n-are cum. Da? Și Domnul Iisus spune, voi sunteți, voi ați, ați primit deja din partea lui Dumnezeu, ați fost uh, uh, curățiți, ați fost aduși la viață, ați fost... Ceea ce urmează acum, pentru că este un moment istoric, este o lucrare uh, suplimentară de care veți avea parte și veți avea uh, cu voi întotdeauna... Duhului Dumnezeu și în felul acesta, în felul acesta, Domnul Iisus le spune că nu îi va lăsa orfani, da? Nu îi va lăsa orfani, ci va fi într-o comuniune constantă cu ucenicii lui. El pleacă, îi pregătește pentru această realitate, dar spune, uitați ce se va întâmpla. Veți ști în acel moment când se întâmplă lucrul acesta că unitatea noastră, comuniunea noastră rămâne, da? Cum? Pentru că eu plec, dar vă trimit un alt apărător, vă trimit un alt mângâietor care va fi în voi și pentru că în, în, Trinitate există unitate, da? acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. Acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, este Hristos. Da? Dumnezeu, prin Duhul lui, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, întreaga dumnezeire este în comuniune cu credinciosul prin această realitate că credinciosul este locuit, este pecetluit prin uh, Duhul lui Dumnezeu. Este ceva absolut minunat ca să vedem lucrul, lucrul acesta, să înțelegem și să înțelegem când a început, uh, din punct de vedere istoric, această uh, lucrare. Da? Uh, bun. Uh, apropo, dacă de-a lungul studiului nostru aveți întrebări simțiți-vă liber ca să puneți întrebări, să dialogăm. Eu voi încerca să păstrez o linie, dar dacă va fi nevoie să revenim la acest pasaj lărgit încă o dată, încă o dată, avem timp. Până la revenirea Domnului, care fratele croitorul crede că s-ar putea să fie mâine, eu cred că nu s-ar putea încă să fie, nici nu contează, dacă vine Domnul mâine ne explică el textul, da? Dar până la revenirea Domnului, fraților, avem timp să stăm și să medităm asupra cuvântului și să fim zidiți prin el. Deci nu ne grăbim în sensul că dacă avem o întrebare sau vrem ca să dialogăm, nu avem timp în seara asta. Avem timp cât, cât domnul ne va da, da? Bun, în ziua aceea și aici întrebarea cumva principală care trebuie să ne punem este în ce zi, da? În ce zi? Deci aici, când vorbim de în ziua aceea, dacă eu, dacă eu ți-aș da niște instrucțiuni și la un moment dat nu ți-am ți dat o zi specifică și zic Sora Liliana, în ziua aceea uite ce trebuie ca să știi, sau uite ce trebuie să faci. Deci Sora Liliana zice Mihai, dar în ce zi? Că nu mi-ai zis în ce zi, da? Deci cumva când discutăm despre timp, important să știm în ce zi, da? Dar revenim imediat, haideți să vedem ce se va întâmpla în acea zi. În ziua aceea, veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, voi în mine și eu în voi. Da? Deci în ziua aceea va fi o cunoaștere a unor realități. Această cunoaștere va fi o cunoaștere evident supranaturală, pentru că am văzut mai înainte că ce se va întâmpla este că Duhul va pogorâ și va fi în noi, da? în ei, ca tare, Domnul Iisus nu se referă că ui, atunci aveți, uh, veți avea o cunoaștere intelectuală suplimentară. Da? Acum cunoașteți un pic, dar atunci aveți, ști cu mult mai mult. Nu. Atunci veți cunoaște într-un fel deosebit. Veți avea o, o siguranță, o certitudine, veți uh, simți cunoașterea aceea uh, 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 mentală, să zicem, va fi uh, total duhovnicească. Sufletul va fi... Total impactat. Și lucrul acesta se întâmplă prin pogărirea uh, Duhului Sfânt și prin faptul că Duhul Sfânt locuiește în, în credincioși. Da? Ce vor cunoaște? Ce vor crede? Ce vor ști? Ce vor simți? Pe, în primul rând, vor ști că El, adică Hristos, este în Tatăl. Deci, primul lucru care trebuie stabilit este și cunoscut și crezut în măduva Sufletului nostru este identitatea Domnului Isus Hristos. Da? Că El este Dumnezeu. Că El este Dumnezeu, că El este una cu Dumnezeu. Dacă ai ratat identitatea Domnului Isus Hristos, și dacă țineți minte felul în care începe Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Ioan se sfârșește cu uh, motivația evangelistului, ca, care spune lucrurile acestea au fost scrise ca voi să, să credeți. Și Evanghelia începe cu, la început, era cuvântul. Dar cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Dacă ai ratat lucrul acesta, nu mai contează. Că tu crezi lucruri frumoase despre Domnul Isus Hristos, da? Că tu faci parte dintr-o biserică, că tu, uh, că tu te bizui pe Domnul Isus Hristos chiar pentru mântuirea ta. Uh, poți sta de vorbă cu oameni sinceri care spun, eu aștept revenirea Domnului Isus Hristos, eu aștept uh, ca să fiu dus în glorie de Domnul Isus. Și îl întrebi, bun, dar tu cine crezi că este Domnul Isus? Eu cred că Domnul Isus este primul, uh, prima creație a lui Dumnezeu. Aștepți pe degeaba, prieteni. Da? Aștepți pe degeaba. Hristos va veni și va spune, nu te-am cunoscut niciodată. Pentru că Hristos nu este prima creație a lui Dumnezeu. Hristos nu este doar cel mai mare dintre... Nu este, nu doar, nu este cel mai mare dintre îngeri. Da? Hristos este Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu. Și dacă tu aștepți să fii mântuit de, de Hristosul care este cel mai mare dintre îngeri sau cel din tâi dintre, uh, din creație, uh, cel din tâi creat, acel Hristos nu va reveni acel Hristos nu există, da? Deci primul lucru care trebuie să înțelegi este identitatea lui Hristos, relația lui unică cu Tatăl, relația lui unică cu Tatăl cu Duhul Sfânt, faptul că ei sunt una, că el este Dumnezeu și după aia, odată ce ai înțeles și ai crezut și ai cunoscut prin lucrarea Duhului Sfânt această realitate poți ca să vorbești despre relația ta cu Hristos și relația ta cu Dumnezeu Tatăl și relația ta prin Duhul Sfânt, da? N-ai ce vorbi despre relația ta cu Dumnezeu, relația ta cu Hristos, despre prezența Duhului Sfânt în viața ta, dacă tu nu cunoști identitatea lui Hristos. N-ai cum să spui că tu ai... Duhul care te conduce în tot adevărul, și tu nu știi cine este Hristos. Dar foarte important de înțeles lucrul acesta. Cristologia este foarte importantă. Doctrina Trinității este foarte importantă. Astea sunt lucruri care sunt non-negociabile. Non-negociabile, da? Am uh, discutat cu cineva recent și uh, cu fratele Andrei și îmi spunea despre faptul că cumva se poziționează doctrinar, vorbim ca și unitarian și o parte din familia lui de asemenea și acești oameni frecventează sau chiar sunt membri din familia lui care sunt membri în biserici baptiste și penticostale, unitarieni. Și apoi stai și cum, cum poți face parte dintr-o biserică penticostală sau baptistă și tu să fii convins și să fii deschis despre realitatea că Hristos nu este Dumnezeu, da? Până acolo am ajuns, în ziua de astăzi, că de dragul unității, de dragul dragostei între ghilimele, suntem dispuși ca să uh, mergem împreună în lucrurile care suntem de acord, chiar dacă nu suntem de acord despre cine e Domnul Iisus. Da? Despre cine e Dumnezeu, până la urmă. Pentru că uh, aveți, și nu vreau să stau prea mult pe punctul acesta, dar aveți în gând, dacă ratezi identitatea Domnului Iisus Hristos, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este doar cel din tâi creat, dacă crezi că El nu este parte din, din dumnezeire, n-ai ratat doar identitatea Domnului Iisus Hristos. Ai ratat identitatea Lui Dumnezeu? Pentru că acum tu ești convins că Dumnezeu nu-i mai cine spune El în Scripturi că este. Deci în același timp ai alterat identitatea Lui Hristos și ai alterat identitatea Lui Dumnezeu. Tu degeaba acum spui eu cred în Dumnezeu pentru că tu ai alterat identitatea Lui Dumnezeu și tu nu crezi în Dumnezeul Scripturii. Da? Foarte important. Bun. Deci vom cunoaște în mod supranatural că Hristos este în Tatăl, da? există o unitate inseparabilă și vom vedea um, imediat cât de frumos este faptul că între aceste concepte de unitatea trinitară și unitatea între ucenicii lui Hristos și Hristos se face un paralel, da? care este cât se poate de evident. Eu sunt în Tatăl, voi în mine. Și eu în voi. Da? Deci, într-un fel paralel, Hristos vrea ca noi să înțelegem că unitatea care există în uh, sânul Divinității, în Trinitate, este unitatea care există între Hristos și cei răscumpărați de El. De aceea, pentru mine, când se vorbește despre faptul că uh, ex va exista separare sau tăiere între cei care sunt cu adevărat în Hristos și Hristos, este blasfemie. Pentru că Hristos pune paritate între relația Lui, între El și Tatăl, și El și uh, ucenicii Lui, și El și cei răscumpărați. Da, Există o, o tranzacție în uh, Divinitate prin care Hristos îi se dăruiește, am văzut asta în Ioan, îi se dăruiește pe cei ră, care urmează să-i răscumpere, devin parte din El. Când vorbește Biblia despre faptul că noi suntem ascunși în Hristos în lucrurile cerești, că noi suntem mădulare în trupul lui, da? Trebuie să înțelegem cât de esențial, cât de fundamental este lucrul acesta. Altfel spus, odată ce acest decret s-a dat, odată ce această lucrare a fost săvârșită, odată ce noi am fost uh, transpuși în Hristos și facem parte din el, la fel de mult nu putem noi să fim separați din Hristos, cum nu poate fi Hristos separat din Trinitate, da? este aceeași fel de relații. Așa de important este această legătură. atare a spune așa numai uh, 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 ai citit un verset din Ioan 15, nici măcar nu știi ce uh, în context și spui: "Uite, e clar. Uh, mădulare adevărate, uh, mlădiți adevărate, uh, oameni pentru care Hristos a murit și a plătit cu sângele lui, oameni care au fost aleși dinainte în temerea lumii, vor fi tăiați din Hristos." Este tot una cu a spune S-ar putea ca la un moment dat Dumnezeu Tatăl să-L dea afară din Trinitate pe Dumnezeu Fiul Este genul acesta de blasfemie din punctul meu de vedere Și de aceea este foarte important să înțelegem acest text da? Ideea care Domnul Iisus vrea ca să o comunice este că odată cu venirea Duhului Sfânt Odată cu instaurarea acestei ere a lucrării Duhului Sfânt Această unitate va fi reală și va fi percepută în mod duhovnicește de cei care sunt cu adevărat uh, ucenicii lui, cu cei care sunt cu adevărat răscumpărați de el, da? Uh, acest concept de aici e foarte, foarte important de înțeles. Faptul că Domnul Iisus vrea să înțelegem că în acea zi acest lucru se va întâmpla, da? În acea zi, acel lucru se va întâmpla. Și acest lucru s-a întâmplat în mod istoric. Da? Acea zi, cred că singurul răspuns despre ziua aceea este, este ziua cinzecimii. Da? Este ziua în care avem pogorirea Duhului Sfânt. În mod istoric și unicat s-a întâmplat la cinzecime și în mod personal se întâmplă de fiecare dată când Duhul Sfânt aduce pe un om de la moarte la viață, da? intră în viața lui, lucrează în viața lui, locuiește în inima uh, acelui om regenerat, este pecetluit acel om cu uh, Duhul Sfânt și în momentul acela, omul acela cunoaște identitatea lui Hristos, cunoaște divinitatea lui Hristos, cunoaște uh, jerfa Domnului Iisus Hristos și cunoaște că el este una cu Hristos. Da? Cunoaște că el este în Hristos și că Hristos este în el. Asta, Asta înseamnă a te știi răscumpărat, a te ști uh, viu, a te ști mântuit de Hristos, da? Eu sunt acum în Hristos. Eu am fost transplantat din împărăția Întunericului în împărăția Luminii. Eu am fost transplantat din moarte în viață, da? Eu am fost iertat și adoptat acum uh, de Dumnezeu în trupul Domnului Isus Hristos, da? Și lucrul acesta, istoric vorbind, se întâmplă și... Domnul Iisus le spune, se va întâmpla în acea, în acea zi și personal simțim lucrul acesta în viețile noastre pentru că noi ne cunoaștem ca și fiind una cu Hristos. Da? Dar rețineți această idee care o comunică Domnul Iisus Hristos despre faptul că există o unitate adevărată și o unitate uh, uh, percepută, sufletește, duhovnicește de credincioși. După care Domnul Iisus din nou atrage atenția că această promisiune și această realitate este pentru cei care sunt cu adevărat ucenicii lui. Da? Este pentru cei care păzesc poruncile lui, care îl iubesc cu adevărat. Da? Aceia sunt cu adevărat copiii lui, nu doar cei care declarativ fac lucrul acesta. Bun. Deci avem această prevestire promisiunea Domnului Isus despre venirea Duhului Sfânt, în care el le spune că vine această zi și în această zi când Duhul Sfânt se va pogorâ, asta se va, se va întâmpla. Da? Iuda nu e scarioteanul, pentru că Iuda scarioteanul a fost izgonit. L-a întrebat, Doamne, cum se face că urmează să te arați nouă și nu lumii? Isus i-a răspuns: Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, iar noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care, care l-a auzit nu este al meu, ci al Tatălui meu. Da? Întrebare. Domnul Isus răspunde la această întrebare a lui Iuda. Și dacă da, cum?

deci noi astăzi îl vedem pe Hristos. Da. Deci prin, prin credință, prin, mai mult decât doar prin credință în sensul de a... Uh, pentru că eu cred și am în mintea mea uh, o, o imagine despre Hristos, eu îmi pot imagina ceva despre Hristos. Da? Nu. Domnul Iisus spune că cei care sunt cu adevărat credincioși vor fi în mod supranatural, prin Duhul Sfânt, locuiți Împărtășie cu Dumnezeu, da? Lucrul acesta, cât se poate de evident și interesant este, dacă ați observat, iar noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine, cine să ștea noi? Da? Trinitatea. Foarte important de înțeles, da? Trinitatea. Deci Dumnezeu. Deci noi, când, noi de multe ori, când vorbim, inclusiv noi, baptiști, evanghelici, vorbim despre uh, faptul că Duhul Sfânt este în noi, cumva facem o separare și spunem o, Duhul Sfânt, adică puterea Duhului Sfânt, o, Duhul Sfânt, adică... Nu, Dumnezeu nu vorbește așa despre comuniunea care o are cu noi, da? Dar, într-adevăr, puterea Duhului Sfânt se manifestă în viața noastră. Da într-adevăr, vedem efectele lucrării Duhului Sfânt, da? Dar există o comuniune între noi și Dumnezeu. Există o comuniune între noi și persoanele Dumnezeirii. Există o comuniune prin Duhul Sfânt între noi și Hristos, între noi și Dumnezeu Tatăl. Da, Foarte important de înțeles lucrul acesta. Comuniunea care există nu e între noi și puterea Duhului Sfânt. Eu, eu am o relație cu puterea Duhului Sfânt. Tu nu poți avea o relație cu puterea Duhului Sfânt. Da? Tu ai o relație cu Dumnezeu prin persoana Duhului Sfânt. Tu ai o relație cu Hristos prin persoana Duhului Sfânt. Da? Deci asta este foarte, foarte important de, de, înțeles. Deci Iuda întreabă cum se face că urmează să te areți nouă și nu lumii, pentru că Domnul Iisus urmează să plece și răspunsul este prin faptul că în acea zi da, vine mângâitorul, va fi cu voi și în voi da, și întotdeauna veți fi în comuniune cu mine, cu Tatăl, cu Duhul. Da? Lucrul acesta este promisiunea Domnului Isus. Și din nou, din nou sublinează, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-ați nu este al meu, ci al Tatălui care m-a um, trimis. Da? V-am spus aceste lucruri cât sunt încă cu voi, dar apărătorul, adică Duhul Sfânt, deci aici e foarte clar despre ce este vorba, pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Și vă va aminti tot ce v-am spus, vă las pace, vă dau pacea mea, nu vă dau așa cum o dă lumea, să nu vi se tulbură inima, nici să nu se înspăimânte. O, o notiță doar de subsol despre toate lucrurile și vă va reaminti. De multe ori, mai ales astăzi, există foarte multe teologie care vorbește despre dezvoltarea progresivă a doctrinei sau dogmei creștine, da? Ceva de genul: Domnul Isus a venit și a, a predicat, și după aia au venit ucenicii lui după și au adăugat, au început și au clădit pe ceea ce Domnul Isus a spus. A venit Apostolul Pavel după aia și Apostolul Pavel a venit cu o altă perspectivă, cu o altă perspectivă și a, a construit sau a elaborat ceea ce Domnul Isus Hristos. Dar când Pavel, de exemplu, vorbește despre justificarea prin credință, zic unii astăzi, Domnul Iisus nu avea inițial asta în gând, ci este ideea lui Pavel care clădește pe învățătura Domnului Iisus Hristos. Asta este o blasfemie. Oricând auziți despre așa ceva, despre o, o progresie în învățătura Domnului Iisus Hristos, de parcă iar ar fi fost incompletă și au venit ucenicii și apostolii și au zis, a, oare, cum să facem o teologie completă din a, fărâmiturile care Domnul Iisus le-a lăsat? Este o blasfemie. imaginați vă că trei ani de zile da? Zi și noapte Domnul Iisus a învățat. Și noi avem a, a, patru evanghelii scurte. Da? Ceea ce se întâmplă în lucrarea ucenicilor și în lucrarea Apostolului Pavel după plecarea Domnului Iisus Hristos este ceea ce ne spune în versetul acesta. Și anume, tot ceea ce Hristos a învățat, tot ceea ce Hristos a predicat, Duhul Sfânt le-a adus aminte... Duhul Sfânt a făcut clar pentru ei în așa fel încât ei să comunice Bisericii lui Hristos. Noi ceea ce avem astăzi în Sfânta Scriptură, da? în totalitate, este învățătura lui Hristos. Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este opinia lui Pavel despre ce a zis Hristos. Da? Nu este interpretarea lui Petru ulterioară despre ceea ce a zis Hristos. Ca tare când citim ceea ce zice Pavel, de exemplu, despre disciplina în biserică, aceea este porunca lui Hristos pentru biserică, da, transmisă prin apostolul Pavel prin lucrarea Duhului Sfânt de revelare. Apostolul Pavel nu a adus o evanghelie omenească, nu a adus o invenție nouă. Apostolul Pavel, apostolul Petru, toți ucenicii și scritorii Sfintelor scripturi n-au făcut altceva decât să documenteze pentru noi, prin călăuzirea Duhului Sfânt, învățătura Domnului Isus Hristos, da? De aceea, pentru noi, orice cuvânt al Scripturii este egal cu al fi primit direct de la Domnul Isus Hristos. Da? Foarte important de înțeles lucrul acesta, pentru că în ziua de astăzi există tot felul de zvonuri și de curenți teologici care încearcă să submineze autoritatea Scripturii și să zică ei nu, stai un pic. De exemplu, există teologii astăzi care zic că ar trebui doar să privim doar la cuvintele Domnului Isus Hristos. Știți Biblia acelea care au cuvintele Domnului Isus Hristos în roșu. Doar de acolo să ne construim teologia. Blasfemie, aberație, da? Toată scriptura este însuflată, da? Toată scriptura este cuvântul lui Hristos. Toată scriptura este prin Duhul Adevărului și ucenicii apostolii n-au făcut altceva decât că au fost călăuziți, li s-a reamintit tot ceea ce Hristos i-a învățat, da? Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau așa cum o dă lumea, să nu vi se tulbure. Inima nici să nu se înspăimânte. Acum, întrebarea care trebuie să ne opunem aici este ce, despre ce anume vorbește. De ce vorbește acum despre tulburarea inimii și despre înspăimântare? Tocmai a vorbit despre coborârea Duhului, despre faptul că vor simți o uniune, o unitate spectaculoasă între ei și Dumnezeu. Asta nu ar trebui să se ducă la spaimă, nu? Ar trebui să zici. Uh, vă las pacea mea, vă spun lucrurile acestea, cum, am, cum vedem imediat în, în Ioan 15, pentru ca bucuria voastră să fie deplină, Nu ca să previn spaima, da? Cea anume din ceea ce a spus Domnul Iisus până acum ar trebui ca să, fie, să aducă spaimă în viața lor, da? Niciun caz ceea ce am citit aici, în Ioan 14, de la, de la versetul 15 la 21. Asta n-ar trebui să producă spaimă. Și totuși, în mintea Domnului Iisus Hristos, pogorârea Duhului Sfânt da? Evident, va, fi, va avea efecte care vor fi, uh, uh, într-un fel, groaznice pentru adevărații uh, ucenici. Da? Și Domnul Isus vrea ca să prevină lucrul acesta. Și vedem că dezvoltă această idee. Ați auzit că v-am spus, mă duc și voi veni iarăși dacă mă iubiați, v-ați fi bucurat că mă duc la tatăl, pentru că tatăl este mai mare decât mine și v-am spus acum, înainte să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, adică atunci când se va întâmpla plecarea Domnului Isus, să credeți, deși în context cred că nu este vorba doar de plecare, cred că este vorba de înălțarea Domnului Isus Hristos și de acea zi, da? De acea zi, în context Domnul Isus are o cronologie întreagă în mintea lui, să credeți. Nu voi, nu voi, mai vorbi mult cu voi pentru că vine domnitorul lumii acestea, el nu are nimic în mine, dar trebuie ca lumea să cunoască, să cunoască că eu îl iubesc pe tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit tatăl. Ridicați-vă să plecăm de aici, Domnul Iisus să ia și merge la plimbare, evident, cu ucenicii lui și continuă, continuă discursul nostru. Acum, posibil că inclusiv în acest discurs noi să nu avem întreg discursul și să avem ceea ce evanghelistul a notat că de Duhul Sfânt în acest discurs, adică ceea ce Dumnezeu vrea ca noi ca să avem din tot discursul. Și dacă ne uităm între uh, aceste trei porțiuni, deci avem înștiințarea sau promisiunea Duhului Sfânt, avem uh, uh, această uh, prevenire în care se spune să nu fiți înspăimântați, da? când se întâmplă lucrul acesta, când se întâmplă lucrul acesta și imediat avem tăierea, tăierea viței. Da? Declarația că Hristos este adevărata viță, Tatăl meu este vierul, El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod ca să aducă și mai mult rod. Da? Acum ce trebuie să ne întrebăm? Ce trebuie să ne întrebăm este, la fel cum ne-am întrebat care este acea zi despre care vorbește Hristos? Când vorbește despre pogorirea Duhului Sfânt, trebuie să ne întrebăm când se va întâmpla, când se va întâmpla lucrul acesta? Când va tăia? Dacă el este adevărata viță, dacă Israel este cea prototipică care a fost profețită că va fi tăiată, când se va întâmpla lucrul acesta? Da? Când se va întâmpla lucrul acesta? Și eu cred că textul nostru ne dă răspuns la această întrebare. Da? Dacă acea zi despre care vorbește Hristos, în care ucenicii lui vor avea unitatea deplină cu el, este pogorârea Duhului Sfânt, eu cred că dacă ne uităm cu atenție la textul nostru din Ioan 15, vom vedea că Domnul Iisus identifică aceeași zi ca și ziua în care vița prototipică, adică Israelul, este tăiată și începe noua lucrare. Da? Haideți să urmărim. Eu sunt adevărata viță, iar Tatăl meu este vieru. El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Deci aici automat vedem că Domnul Isus vrea ca să facă o partajare. Imaginați-vă ce aud ei. Deci ei aud această prevestire a Domnului Isus, că Domnul Isus urmează să moară, că Domnul Isus îi va părăsi, da? După aia aud că vine această zi în care va fi pogorârea Duhului Sfânt și ei vor avea o unitate deplină cu Hristos și cu Dumnezeu și uh, cumva se calmează un pic și după aia aud aceste cuvinte despre faptul că Hristos este adevărata viță și că uh, vița prototipică care n-a adus rod va fi tăiată. Acum... Ei ce sunt? Etnic vorbind. Evrei. Tocmai au auzit că Israelul va fi tăiat. Șoc, Bombă atomică pentru ei, da? Stai un pic. Acum ne zis că ne părăsești, după aia zis că nu ne părăsești, acum ne spui că vom fi tăiați. Ce se întâmplă? Da? Ce se întâmplă? Ne-a lepădat uh, 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 Mântuitorul? Gata, o să scape de noi? Și Domnul Iisus face o paranteză aici și vine și spune, acum voi sunteți curați. Nu despre voi vorbesc când vorbesc despre tăierea viței, da? Nu despre voi. Voi nu mai faceți parte din segmentul acesta, din categoria aceasta, da? Voi sunteți curați și de ce sunteți curați? Din pricina cuvântului care vi l-am spus. Care este cuvântul care l-a spus, da? Cuvântul despre uh, moartea lui, despre jertfa lui despre identitatea Lui, da. tot ceea ce El a dezvăluit și a revelat față de ei care ei au crezut. Și din pricina aceasta ei acum sunt curați, ei sunt uh, clar adevărate mlădițe în adevărata viță. Și Domnul Isus vrea să le spune, nu despre voi vorbesc, când va veni acea zi nu vă vizează pe voi, pe voi vă vizează în acea zi nu tăierea, ci plinătatea Duhului, da? Nu uh, separarea falsului de adevărat, ci unitatea prin Duhul Sfânt, împreună cu mine și cu Tatăl. Asta vă vizează pe voi. Nu vă spereați, nu vă înspăimântați, da? Înțelegeți ceea ce vă spun. Asta vrea Domnul Isus ca să le comunice și face această paranteză, da? Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Acum, expresia aceasta, care o vom studia în uh, uh, amănunte împreună, care este într un fel greșit tradusă, pentru că uh, cuvintele acestea nu există și eu voi rămâne, da? Expresia aceasta este uh, identică, aproximativ identică cu expresia care o avem în Ioan 14, unde Hristos spune: "Voi în mine și eu în voi." Este aceeași expresie. Nu este condiționată, da? Ci este o declarație absolută a unității care există între cei răscumpărați de Hristos și Hristos. La fel cum există o unitate inseparabilă în Sfânta Treime, da? Și Domnul Iisus vine și identifică același, același lucru. Pentru mine, lucrul acesta e indicativ de un lucru, da? E un indicativ de realitatea că în momentul în care evenimentul acesta se produce în ziua aceea, adică cunoașterea supranaturală a unității între Hristos și Tatăl și uh, ucenicii și Hristos, da? Este momentul care Domnul Isus se identifică în Ioan 15 că se produce și tăieria, da? Voi sunteți în mine, eu sunt în voi, ca tare, în ziua tăierii nu fiți înspăimântați, da? Și exact lucrul acesta rezonează din capitolul 14, unde le spune că vine pogorirea Duhului Sfânt ei să nu se teamă, ei să nu fie înspăimântați. Domnul Iisus le arată cronologia lucrurilor și le spune exact când se va întâmpla această tăiere a viței. Da? Și cum s-a întâmplat? Dacă ne uităm în Noul Testament, vedem cum s-a întâmplat tăierea. Ce spune Apostolul Pavel, practic, că este tăierea? Păi ne spune că tăierea este faptul că Israelul a respins pe Hristos. A respins Evanghelia lui la cinzecime, la cinzecime, ceea ce se întâmplă e că se pogoară Duhul Sfânt, rămășița care crede, cei care cred, acum sunt parte din biserică, și Israelul respinge pe Hristos și Evanghelia predicată de ucenici și de apostoli și ca este, este tăiată. Da? Cronologia este identificată pentru noi. Biserica, biserica este într-un fel născută, Apostolul Pavel folosește același limbaj al nașterii, și vița prototipică este tăiată și toate acestea se întâmplă în același eveniment. În ziua cinzecimii este cumva punctul incipient și în acea perioadă se întâmplă această, această Tăiere, da? Și Domnul Isus continuă și spune: Așa cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Da? Foarte important de înțeles. Versetul 4, prima parte, Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, este un paralel direct cu versetul 20 din um, uh, capitolul 14. Ca tare, lucrul acesta mi se pare definitiv că identifică că este vorba de același eveniment. Pogorârea Duhului și uh, tăierea viței Israelului sunt același lucru. Da? Important de înțeles, pentru că dacă am înțeles că tăierea despre care vorbim este vorba de tăierea Israelului uh, și despre un eveniment istoric, trebuie să putem răspunde definitiv când s-a întâmplat asta. Și putem răspunde cum am răspuns duminică seara, uitându-ne în trecut, în profețiile Vechiului Testament și uitându-ne în Revelația Noului Testament, dar este cu atât mai convingător având dovada în textul nostru. Scopul meu în toată expunerea pe Ioan 15 este ca să simțiți, să cunoașteți, să iubiți textul acesta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. plină, da? să nu vă mai poată tulbura nimeni cu ereziile lor nimicitoare că s-ar putea să fiți stăiați din uh, vița adevărată care este Hristos după ce ați fost născut din nou, după ce Hristos a plătit cu sângele Lui pentru voi, după ce ați experimentat și experimentați în mod continuu unitatea cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt și cu Hristos, prin prezența și pețesulirea Duhului Sfânt, da? când cineva vine și spune o, s-ar putea să fi tăiat, să-i deschizi Ioan 15 și să meargă plângând de acolo. Da? Asta este scopul meu în tot studiul în tot studiul acesta și vă spun deschis. Dacă ca o mlădiță și să se, să se usuc... ...cuvintele mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Vom vedea exact ce înseamnă și asta, ca să nu uh, ajungem în uh, erezii uh, de proclamații și alte chestii de genul. Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți cum scrie în Cornilescu aici. Veți fi. Veți fi, ambele sunt greșite, da? Nu scrie așa ceva în, în scriptură și dovediți ar fi dovediți că sunteți ucenicii mei. Din nou vom studia ca să nu A, Fratele Mihai rescrie scriptura, da? Ne vom uita la multiple traduceri, ne vom uita la multiple argumente, dar această idee de a deveni Ucenicia lui Hristos prin a aduce rod, este erezie curată care Domnul Iisus o combate peste tot în Evanghelia după Ioan și ne-am uitat, ne uitat, la alte probleme textuale, de exemplu despre lucrarea care o cere Dumnezeu de la noi versus lucrarea care o face Dumnezeu, și anume să credem. Da? Ne-am uitat în, în Evanghelie la asemenea probleme. Ne vom uita și la și la aceasta, da? Așa cum m-a iubit tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, da? Interesant. Eu mi-aș pune întrebarea Cum? Există atunci, vrei să-mi spui că așa de iubește tatăl pe tine, că totuși există posibilitatea că s-ar putea ca să, să separe relația între voi? Așa relația are tată cu fiul, Da. Deci, în context, lucrurile astea trebuie înțelese, trebuie făcute. Rămâneți în dragostea mea, dacă păziți poruncile mele, vă rămâne în dragostea mea, așa cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca uh, bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie de plin. Asta este testul interpretării. Da? Dacă la finalul studiului plecăm de aici, încurajați, bucuroși am înțeles mesajul care Hristos a vrut să transmită ucenicilor lui. Dacă plecăm de aici după multiple seri de studiu și de predică și zicem sunt S-ar putea ca Hristos să mă taie în orice moment. Ai ratat total înțelesul textului. Hristos ne spune care este scopul și ne-a mai spus. Ne-a spus și în versetele anterioare. Ca să nu vă înspăimântați, ca să nu fiți uh, tulburați, ca să aveți bucurie de plină. Da? în niciun caz, ca să fim înspăimântați, ca să fim tulburați, ca să avem nesiguranță, ca să, să, să simțim că suntem una cu Hristos, nu să simțim că s-ar putea ca să fim despărțiți de El la orice, la orice moment. Da? Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Nimeni nu are dragoste mai mare decât aceasta și anume să-și dea viața pentru prietenii pentru prietenii lui. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi pentru că robul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl. Și deci acum le-a spus care este planul. Le-a spus care este planul referitor la moartea lui, la învierea lui, la înălțarea lui, la înălțarea lui, la pogorârea Duhului Sfânt. Toată cronologia evenimentelor este acum clară pentru ei. S-ar putea ca ei fiind așa de tulburați, așa de șocați, ca încă să nu o înțeleagă, dar toate sunt acolo. Dar nu mai nevoie de revelație suplimentară din acel, din acel moment. Nu voi mai ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am spus să mergeți să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru că orice cei veți cere Tatălui numele meu să vă dea, vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă lumea vă urăște, acum începe și arată cumva unele dintre efectele despre care Hristos spunea că atunci când se va întâmpla, veți fi șocați, veți fi înspăimântați. Și acum începe și arată, uite să vă explic un pic, că nu numai uh, o să fie foarte frumos și o să fie minunat când se pocoară Duhului Sfânt, o să fie un șoc și o durere, într-adevăr, că Israelul va fi tăiat, dar să înțelegeți de ce v-am spus ca să nu vă înspăimântați. De ce vă spun lucrurile astea acum să vă pregătesc? Pentru că lucruri rele se vor întâmpla. Da? Va începe persecuția, vor începe tot felul de lucruri rele. Da? Dacă lumea vă urăște, știți că pe mine m au urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume. Și eu v-am ales din lume. Aduceți-vă aminte de vorba care am spus-o. Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă pe mine m-au persecutat, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Dar vă vor face toate aceste lucruri din pricina numelui meu, pentru că ei nu-l cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio scuză pentru păcatul lor. Despre cine e vorba? Despre Israel, da? Deci, acuzația aceasta, da, este lansată direct la Israel. Și ceea ce face sens în tot contextul acesta, pentru că uh, uh, cei care, despre care se vorbește ca și, fiind, uh, ca și urmând să fie tăiați, este Israelul. Deci Domnul Iisus vine și spune, uh, va, se va pogoră Duhul Sfânt, da? asta să fie mânghierea voastră, va fi unitate între mine și voi. Israelul în acea, în acea zi va fi tăiat, asta va declanșa niște lucruri foarte dureroase, da? Va declanșa niște lucruri foarte dureroase. Îi mângâie și încurajează pe ei zicând, nu voi veți fi tăiați, voi deja ați fost curăți, curățiți, dar în același timp vine și cumva justifică această tăiere. Și Domnul Isus spune, nu au nicio scuză. Pentru că m-am pogorât din cer și am trăit în mijlocul poporului. Am venit la ei mei și ai mei m-au respins. Ca atare, n-au nicio scuză. da. Mai mult decât atât, de sute de ani, de sute și sute de ani le-am profețit lucrul acesta. Le-am spus să se pocăiască, i-am chemat la pocăință, le-am spus să aducă rodul care l-am cerut, le-am spus să trăiască după legile mele, le-am spus ca să se întoarcă la Dumnezeu și n-au făcut-o. Da? Și acum, după ce Domnul Isus a făcut această lucrare de trei ani de zile în mijlocul lor, Domnul Isus spune, acum nu mai au nicio scuză. Nu mai au nicio scuză. Da? Dacă n-aș fi făcut asta, poate că ar fi fost o scuză. Dar acum nu mai este nicio scuză și vor fi, vor fi Tăiați, da? Cine mă urăște pe mine, îl urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea, avea păcat. Dar acum au văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu, însă aceasta s-a întâmplat ca să se împlânească cuvântul care este scris în legea lor. M-au urât fără motiv. Da? Din nou această tematică a împlinirii profețiilor ve Vechiului Testament. Tot ceea ce se întâmplă, zice Domnul Iisus, inclusiv, bogărârea Duhului Sfânt, inclusiv tăierea viței, este ca să se împlinească ceea ce a fost scris mai dinainte. Și acum, când va veni apărătorul pe care uh, uh, vi-l voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărul care iese de la Tatăl, el va depune mărturie despre mine, de asemenea și voi veți depune mărturie, mărturie pentru că ați fost cu mine de la început. Da? V-am spus aceste lucruri, pentru ca să nu fie pentru voi un prilej de potignire sau un prilej de cădere. Da? Acum, Domnul Iisus, din nou, vine și clarifică despre ce-i vorba. Le spune ce se va întâmpla exact, le spune efectele că vor fi persecutați, da? Și le spune și de cine vor fi persecutați. De cei care îl vor respinge, de cei care vor fi tăiați. Și acum, în versetul 2 din capitolul 16, pune punct, e clar despre cine e vorba, fără echivoc. Vă vor da afară din din sinagogi. Da? Poporul lui Dumnezeu, prototipic, poporul lui Dumnezeu reprezentativ, se va întoarce împotriva poporului Dumnezeu cel adevărat. Da? Cel care l-au acceptat pe Mesia, cel care se încred în Mesia, cei care sunt blădițe cu, adevărate, cu adevărat, acum vor fi persecutați de cei care pretind că sunt poporul lui Dumnezeu. Mai mult vine vremea când oricine va omorâ, va crede că aduce închinare lui Dumnezeu. Da? Deci este acum uh, vița adevărată Hristos, cu mlădițele Lui adevărate, biserica Lui, da? Și acum este vița cea tăiată, răzvrătită, cu rodul stricat și ea este ce cel care persecută ce este adevărat. Vizat aici este clar, fără echivoc, Israelul, da? Și Domnul Iisus le spune din timp exact ceea ce urmează să se întâmple. Și ei au nevoie de lucrul acesta ca să nu cadă în acea zi, ca să nu fie tulburați uh, uh, în acea zi. Pentru că imaginați-vă că în acea zi, în momentul în care biserica este instaurată, ei sunt, uh, dintr-o dată, uh, scoși afară din tot ceea ce au cunoscut. Sunt marginalizați, nu mai sunt primiți în sinagogi, sunt persecutați. Gândiți-vă la apostolul Pavel, înainte să fie apostolul Pavel, care a mers și a cerut mandat ca să meargă și să lege și chiar să ducă la moarte pe credincioși. Deci, peste noapte, ei erau respinși de propriilor popor, da? Peste noapte, acum, erau persecutați pentru simplu fapt că ei credeau în Mesia. Ei credeau în adevăratul Dumnezeu și în mântuirea adevărată, da? Vor da afară din sinagogi, mai mult vă vor omorâ Vă vor omorâi. Vor face aceste lucruri pentru că nu l-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine, da? Altfel spus, n-au fost cu adevărat mădiți. N-au făcut parte cu adevărat, spiritual vorbind, din poporul lui Dumnezeu, da? Au fost etnic Israel, dar n-au fost cu adevărat Israel. Pentru că, dacă ar fi fost cu adevărat m-ar fi cunoscut, m-ar fi iubit. Dacă ar fi fost din oile mele, ar fi ascultat glasul meu, da? Tematica se repete și se repetă și se repetă. Evanghelistul Ioan și Domnul Iisus este foarte atent ca să fie cât să poate de clar. V-am spus însă aceste lucruri. Pentru că atunci când va veni timpul, când va veni timpul lor, da? Despre ce e vorba? Aici e vorba de tot ceea ce urmează să se întâmple. Da? E vorba despre moartea Domnului Isus, e vorba despre învierea Domnului Isus, e vorba despre înălțarea Domnului Isus, e vorba despre pogorârea Duhului Sfânt, e vorba despre persecuția, persecuția bisericii care urmează și așa mai departe. Da? Toate lucrurile acestea sunt detaliate în aceste texte la care ne-am uitat în această seară. Da? Sunt detaliate aici. Și Domnul Iisus spune, când va veni acea vreme, când veți trece prin aceste evenimente, când tăierea Israelului se va întâmpla, când Israelul va, va deveni dușmanul credincioșilor adevărați, voi să nu fiți tulburați și să știți că toate aceste lucruri vi le-am vestit dinainte. Să vă amintiți că eu vi le-am spus. Nu v-am spus aceste lucruri de la început, pentru că eram cu voi, da? Scopul Domnului Isus Hristos este ca să le arate în prealabil o istorie a ceea ce urmează să se întâmple în următoarele zile, în următorii ani chiar, și să-i pregătească pentru acest lucru. Și evenimentul acela, punctual vorbind, despre care vorbește Domnul Isus Hristos, este tăieria Israelului, instaurarea Bisericii și lucrul acesta se întâmplă în mod istoric la. La cinzecime, da? Foarte important de înțeles și foarte evident când privești pe ansamblu, da? Când te uiți, când intri în Ioan 15 și uh, te duci la un singur verset, El taie din, or din mine orice mlădiță care nu aduce rod. Hai să faci -mă o predică pe asta, da? Ești în pericol de a fi tăiat. Ești în... așa, El taie orice. El nu te rabdă la infinit. El nu așa și tu nu ai stat să te uiți. Ok, dar ce scrie în capitolul 13, capitolul 14, capitolul 15, capitolul 16, care este scopul discursului, care este scopul Evangheliei, da, care, care este uh, tot narativul istoric, care este planul lui Dumnezeu de mântuire. Este malpraxis spiritual, este malpraxis praxis în partea unui predicator uh, când face așa ceva și noi vrem ca să uh, ne uităm și la detalii cum am văzut, de vom uita la cuvinte, la, la iote, cum spune Scriptura, da? dar vrem să vedem uh, și toată pădurea, nu doar, nu doar copacii. Și cu ajutorul Domnului vom face lucrul acesta uh, și vom petrece ceva timp în acest, uh, în acest text. Uh, vă mărturisesc că l-am evitat foarte mult, nu pentru că convingerile mele nu au fost neapărat clare, dar... Uh, am rumegat foarte mult, am citit foarte mult, am studiat foarte mult uh, și este, este într-adevăr un text foarte, foarte greu. Și scopul meu este să-l uh, prezint în așa fel încât să fie uh, cât mai inteligibil și cât să vă producă cât mai multă uh, bucurie înțelegând ceea ce Hristos a vrut să ne, uh, să ne comunice. Bun.